Ne bucurăm de această dimineață superbă și pentru că avem multă energie, ne-am gândit că n-ar fi rău să facem și puțină mișcare. Luminița Petrișor, instructor de Pilates, este alături de noi. Bine ai venit, bine ați venit, de fapt. Văd că n-ați venit cu mâna goală, ne-ați adus aici o super instalație. Da, acesta este reformerul. Mă bucur că suntem aici și că reușim să arătăm cât mai multor oameni ce poate face doar un aparat. Andra, colega mea, o să ne arate câteva exerciții, timp în care noi o să vorbim despre posibilitățile pe care le are acest aparat și modul în care noi ne putem exersa abilitățile fizice, modul în care putem să ne creștem condiția fizică prin folosirea Pilatesului și a acestui aparat reformer. Dacă ne dorim să facem astfel de exerciții acasă, trebuie să instalăm un astfel de aparat în mijlocul sufrageriei, înțeleg, nu? Da, ai putea să-l ai în living. Da, și ar să știi că nevoie și de o casă foarte mare pentru voi. Cosmina, nu cred că îți dorești să-l ai în living, eu am făcut Pilates și deși pare așa o jucărie, este foarte complicat. Deci faci o febră după Pilates în general, ceva incredibil. Vrei să încerci? Ia să vedem. Mi-ar plăcea să vă văd aici. Da. Și mie mi-ar plăcea foarte tare, doar că sunt în fustă și nu-mi permite outfit-ul astăzi, dar poate să ne jucă puțin în pauză. Poate data viitoare. Zic să o lăsăm pe invitata noastră, care nu doar că are un corp superb, are și outfit-ul potrivit pentru a face mișcare și pentru că suntem cu toții curioși, vrem să aflăm cum funcționează acest aparat și zic să începem exercițiile. O să începem cu un exercițiu clasic pe care noi de obicei îl folosim la încălzire atunci când suntem în studio, standing-ul. Andra, te rog să ții brațele deschise lateral, inspir aici, pe expir aluneci și depărtezi picioarele. Trebuie să avem grijă cum folosim acest aparat, din câte văd... Trebuie să avem grijă să nu ne accidentăm, nu? Este foarte adevărat și de asemenea noi folosim aceste arcuri pe care le vedeți aici și care au diverse grade de intensitate și în funcție de alegerea lor cuplăm o anumită grupă musculară sau mai multe, intrăm pe mușchi mici, stabilizatori, așa cum Pilatesul bine face și practic este și ceea ce el realizează diferit prin comparație cu alte forme de exerciții fizice. Pentru că datorită conștientizării, datorită controlului, datorită stabilității, fluenței în mișcare, corpul nostru învață să se coordoneze, să se controleze, să se conștientizeze și atunci toate aceste transformări noi le transpunem în toate celelalte lucruri pe care le facem viața de zi cu zi, indiferent că, nu știu, ducem ceva mai greu de la piață sau ne ținem copilul în brațe sau urcăm scările, da? Am o întrebare. Este adevărat că Pilatesul a fost inventat prima dată pentru balerine? Exact, ai mare dreptate. Și dacă vrei, prima dată aparatele de Pilates erau de fapt așa ca niște patru de spital pe care Joseph Pilates a instalat niște sfori, niște arcuri și într-adevăr a fost folosit pentru recuperare. Facem și niște fandări, Andra? Observ că poziția Andrei este foarte corectă. Este corectă. Cred că trebuie să le spunem celor care ne urmăresc care este de fapt poziția corectă. Spatele, am văzut, trebuie să fie drept, brațele perfect întinse, nu? Lateral, lateral. Așa, pe piciorul stâng, fandăm. Perfect. Wow. Exact, despre asta vorbim. În Pilates, alinierea corpului este extrem de importantă, ca și corelarea respirației cu mișcarea. Vedeți că Andra are brațele perfect aliniate în prelungirea trunchiului. Bazinul se duce către înapoi atunci când realizează fandarea. Genunchiul este la linia gleznei atunci când îl îndoaie. Pilates este atent în permanență la modul corect, biomecanic corect, așa cum a fost desenat, de fapt, corpul nostru să funcționeze primordial și, practic, cumva reușim să reintegrăm toate aceste mișcări naturale în viața noastră, în corpul nostru. Când executăm acest exercițiu, pe care îl execută cu multă maestrie și atenție, Andra, ce grupe de mușchi folosim quadricepsul foarte bine aici, pe piciorul de pe mașină, pe piciorul fix intră foarte bine aductorul, fesierii sunt foarte bine angrenați în efort datorită stabilității, mușchii spatelui, pare rău că nu se văd din această poziție, Doamne, se vede paravertebralii cum se angajează, doar datorită ridicării brațelor în prelungirea trunchiului și din nou a controlului și a conștientizării de care e nevoie când practici această formă de exerciții fizice. Păstrăm acest ritm sau e nevoie de un ritm mult mai alert? Andra, hai să schimbăm puțin pe fitness. Ia, și începe acum, o să facă cu super viteză. Ritmul este esențial în Pilates. Unul, pe spate, te rog. Unul dintre principiile Pilates este chiar acesta, fluența mișcării și modul în care îți coordonezi corpul
în timpul execuției mișcărilor. O să-i pun Andrei două arcuri de roșu acum, pentru că am nevoie să-i crești. Ce înseamnă două arcuri de roșu? Înseamnă că este intensitatea maximă pe care o poate folosi pentru această serie de exerciții. Împingi în bară, te rog. Andra este obișnuită cu acest tip de antrenament și pare că este, nu transpiră deloc, dar înțeleg că dar transpir destul de mult, nu? A obosit puțin, se vede, era puțin. Iată, aici nu am ales întâmplător acest exercițiu. Facem coborile, Andra, în prelungirea trunchiului. Sforile acestea și arcurile care le pretensionează, dincolo de greutatea Andrei, care se asimilează aparatului, în situația aceasta, controlul pe care trebuie să-l aibă pe trunchi, astfel încât să nu o ridice și să nu ridice pelvisul de mașină, este foarte, foarte important. Deci nu doar că lucrăm picioarele foarte bine și în întregime... Aici și abdomenul lucrează, dacă mă întreb pe mine, că îl văd foarte încordat. Exact. Da. Și mușchii spatelui, pentru că fără stabilizarea corsetului pe aparat, nu ai cum, practic, să realizezi acest exercițiu. Nu degeaba mergem te... și pe nu degeaba open te... V? Nu degeaba te întrebam despre transpirație. Pare că sunt, că vorbim despre exerciții statice, dar de fapt transpiri destul de mult, nu? Antrenamentul Pilates este unul extrem de intens, tocmai pentru că tot timpul suntem sub control, suntem conștienți de propria mișcare, de contracțiile pe care noi le producem. Un antrenament de Pilates nu doar că îți alungește musculatura, nu doar că te strânge datorită faptului că intrăm pe mușchi mici stabilizatori. Avem rezultate de uneori 6 cm pe talie, fără a pierde în greutate, doar prin strângerea mușchilor. Dar da, un antrenament intens de Pilates poate merge până la 300-500 calorii, ceea ce nu-i puțin. Aceste exerciții pot fi executate de toată lumea? Da, pot fi executate de toată lumea. Și eu cred că n-aș putea să le fac. Crede-mă că poți. Mi se pare că sunt foarte dificile. Nu. Andra, ești că... bine? Ai nevoie de ceva? Putem să-i aducem un pahar? Andra nu doar că este un instructor foarte bun, dar este și un sportiv de performanță, unul dintre campionii cu care ar trebui să ne mândrim și cu care ne mândrim de altfel. Da. Dar după câte ședințe aș putea să ajung să fac și eu ce face Andra? Bănuiesc că după prima ședință n-aș... Uite, o să te surprind. Poți să faci ce face Andra din prima sesiune, cu noi alături de tine, dar performanțele pe care le are Andra le poți obține în 2, 3 luni, 4 luni de practică sistematică. Deci nu este întins pe ani de zile chiar sau undeva la bătrânețe. În 2-3 ani mă gândeam eu. Nu, exclus. De câte ori pe săptămână este bine să facem un astfel de antrenament? Pentru întreținere putem să facem de 3 ori pe săptămână, să zicem. Dacă vrei performanță, dacă vrei forme, dacă vrei un tonus absolut de invidiat, atunci, da, în fiecare zi ar fi ideal. Și ardem, așa cum spuneai și mai devreme, multe calorii, nu? Da, categoric. Bun. Ne mai arată Andra și alte exerciții? Da, mi-ar plăcea să arătăm niște... Deja a început să ne placă, deși e foarte dificil. Bine, eu de fapt eram interesat să știu cam în cât timp aș putea să ajung și o să arăt cum arată Andra. Hai, vino la noi și o să-ți arătăm în cât timp ajungi. Puteți să facem un challenge. Da? Adică nu 2-3 ani? Să ne ridicăm puțin. Nu. Dăm 6 luni. 6 luni așa? Da. Cu pătrățele? Hey. Înțeleg că există persoane care au trecut prin acest program și și-au schimbat forma corpului în 6 luni, nu? Da, atunci când lucrez sistematic, da, trecem în planca, Andra. Hai să le punem aici, ca să fie puțin mai scurtă mișcarea. Ok, perfect. Du-te în planca, Andra. Pe expir, aduci genunchii la piept și trecem apoi și în variantă, cu îndoirea genunchilor, după ce facem alternativ. Ok, și rămâi aici și apoi îndoi genunchii și aduci platforma înapoi. Perfect. Și mergi. Facem 6, Andra, și apoi pe retragere ai bazinul sus, picioare întinse. Întotdeauna am această curiozitate. Am această curiozitate când vine vorba despre această poziție, când executăm... Este un plank, da. Spatele trebuie să fie drept, tot corpul drept, da? Da, spatele sau această parte trebuie să fie un pic mai ridicată? Pe zona lombară, avem o curbură anatomic normală pe care noi o păstrăm, dar asta este corelată cu închiderea abdomenului foarte bine. În momentul în care te-ai dus în extensie, dar ai pierdut abdomenul, atunci e clar că trebuie să aducem pubisul puțin în interior, astfel încât să folosim drepții abdominali în detrimentul pătratului lombar. Dar este o chestiune de finețe pe care noi o reglăm în antrenamente, în funcție de modul în care este desenat fiecare corp, pentru că
fiecare avem un mic dezechilibru, o mică asimetrie pe care trebuie să o gestionăm. Și o facem foarte bine în antrenamente. Și pentru că vorbim despre corpul fiecarei persoane, tu de câte ori pe săptămână realizezi un astfel de antrenament? Eu mă antrenez în fiecare zi. În fiecare zi? Da, o singură dată pe zi? Sau? Uneori trec de oră și jumătate, chiar dacă nu am întregul antrenament într-o oră și jumătate legat. Mai fracționez și nu mă simt bine dacă nu lucrez în fiecare zi. E un fel de dependență, așa? Aș zice că da, dar îmi place cum se simte corpul meu, îmi place energia pe care mi-o dau exercițiile Pilates, îmi place că se integrează foarte bine și tonusul pe care l-am după efectuarea exercițiilor. Noi ne place foarte mult energia ta, ne place și foarte mult energia colegei tale, vă mai așteptăm pe la noi, îți mulțumim foarte mult!